având în vedere avizul favorabil emis de Comisia de Circulație pentru restricția de circulație necesară realizării lucrărilor de înlocuire a șinei de tramvai în zona de trecere, piața Gheorghe Domășnean, bulevardul Liviu Rebreanu, în perioada 25 octombrie-3 noiembrie, traseul liniei de tramvai nou va suferi modificări. Pe durata lucrărilor, traseul va fi scurtat, unitățile alocate circulând pe ruta Bucla-Dâmbovița, Gara de Nord. Pentru a asigura transportul public pe tronsonul AM Bucla-Dâmbovița, în perioada menționată se va introduce o linie temporară de autobuz denumită 9B, care va circula pe traseul bulevardul Dâmbovița, bulevardul Liviu Rebreanu, bulevardul Dr. Iosif Bulbuca, piața Gheorghe Domășnean. Pe traseul Bucla-Dâmbovița, piața Gheorghe Domășnean, atât la dus cât și la întors, autobuzul 9B va circula pe același traseu și va folosi aceleași stații ca linia de tramvai 9.